Pe măsură ce se apropie Duminica Floriilor și sărbătoarea Paștilor cu Învierea, zilele cele mai sacre din calendar pentru creștini apar și ispitele. Doi membri ai Parlamentului Israelian au introdus săptămâna trecută un proiect de lege care ar interzice orice efort de a le vorbi oamenilor în public despre Isus. Proiectul de lege i-ar trimite pe cei care îl încalcă la închisoare. Proiectul de lege ar putea crea o nouă durere de cap pentru guvernul din Taniahu, declanșând o confruntare serioasă cu creștini evanghelici din Statele Unite și din întreaga lume, care se numără printre cei mai mari susținători ai statului Israel. Numai în Statele Unite există aproximativ 60 de milioane de evanghelici. La nivel mondial, se estimează că sunt 600 de milioane, potrivit Alianței Evanghelice Mondiale, scrie sursa citată. Proiectul de lege ar putea atrage de asemenea critici ascuțite din partea republicanilor, cât și a democraților din Congres, din ramura executivă din rândul guvernatorilor americani și a altor persoane care susțin Israelul și care au fost întotdeauna alături de statul evreu, dar care s-ar opune cu eforturilor de a-i readuce la tăcere pe creștini în Țara Sfântă. Fostul ambasador al Statelor Unite pentru Libertatea Religioasă Internațională, care a servit în timpul administrației Trump, Pence, este primul lider american care a avertizat public că acest nou proiect de lege reprezintă o amenințare masivă la adresa libertății de exprimare, a drepturilor omului și a libertății religioase. Vineri, Al Israel News i-a trimis prin e-mailul lui Brombeck, un prieten și susținător consecvent și de lungă durată a Israelului. O traducere profesionistă a proiectului de lege în limba engleză, care a fost scris inițial în ebraică, bineînțeles. Surprins și îngrijorat, ambasadorul a răspuns cu următoarea declarație. Țările libere și democratice pur și simplu nu interzic liberul schimb de idei, iar acest lucru include credințele și convingerile religioase. Articolul 18 din Cartea Universală a Drepturilor Omului, pe care Israelul a semnat-o, garantează libertatea religioasă, inclusiv dreptul de a decide asupra propriilor convingeri religioase. Ce spune de fapt noul proiect de lege? Legislația propusă are la bază intenția de a scoate în afara legii orice dialog al celor care doresc să discute sau să încerce să convingă persoanele de alte credințe să ia în considerare schimbarea convingerilor lor religioase actuale dar prin ricoșeu poate afecta orice referire la Isus în spațiul public. Pedeapsa pentru acest lucru ar fi un an de închisoare. În cazul în care conversația are loc cu un minor, o persoană cu vârstă sub 18 ani, pedeapsa ar fi doi ani de închisoare. Acest proiect de lege s-ar aplica persoanelor care au conversații spirituale cu israelieni de orice religie. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.